facultate cu prevedere de articolul 103 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1, litera A, și articolul 196 alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Vâlcea în ședință publică ordinară în data de 31 octombrie 2022, orele 13 la sediul primăriei Comunei Vâlcea. Proiectul ordine de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la intrarea în legalitate pentru construcțiile executate fără autorizație de construire de pe raza Comunei Vâlcea, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul de interes local în Comuna Vâlcea, în județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salimic, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli de finanțare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pastele din Comuna Vâlcea, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru. Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară, cine este pentru. Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 1 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la intrarea în legalitate pentru construcțiile executate fără autorizație de construire de pe raza Comunei Vâlcea, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a modificărilor legislative nou apărute cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție, respectiv intabularea în cartea funciară pentru construcțiile edificate fără respectarea legislației în domeniul autorizării. În conformitate cu dispozițiile legii numărul 7/2020 pentru modificarea și completarea legii numărul 10/1995 privind calitatea în construcție și pentru modificarea și completarea legii numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție au fost aduse modificări importante și în privința procedurilor legale de înscriere în cartea funciară și implicit adumbândirii dreptului de proprietate asupra construcției edificate fără autorizație de construire, prevederi ce au intrat în vigoare în data de 11 ianuarie 2020. Astfel, prin articolul 2, punctul 14, alineatul 1 din legea numărul 7/2020, se modifică prevederile articolului 37, alineatul 6, a legii numărul 50/1991, noutatea principală constatând în faptul că dreptul de proprietate asupra construcției se poate înscrie în cartea funciară în baza unei adeverinței, unui certificat de atestare a edificării construcției, chiar și în cazul construcției pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, dar pentru care s-a primit termenul de prescripție de 3 ani, privind dreptul de a constata contravențele și de a aplica amenzile. Certificatul de atestare sau adeverința privind edificarea construcției va putea fi emisă de către autoritatea locală în baza următorilor acte. Expertiză tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcție, inclusiv și încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și documentația cadastrală. În situația în care, prin expertiza tehnică, se constată în îndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare cu adeverința privind edificarea construcției. Așadar, se disting trei ipoteze cu privire la înscrierea în carte funciară a construcției pentru care execuția lucrurilor s-a realizat fără autorizație de construire. 1. Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001 se pot înscrie în cartea funciară în lipsa autorizației de construire în baza certificatului de atestare fiscală și a documentației cadastrale potrivit articolul 37 alineatul 1, alineatul 2 și 3 din legea cadastrului și a publicității imobiliare numărul 7/1996. 2. Construcțiile edificate în perioada dintre data de 08-2001 și limita termenului de prescripție a contravenției de 3 ani, pentru care se poate înscrie dreptul de proprietate în carte funciară și în lipsa autorizației de construire cu respectarea prevederilor articolul 37, alineatul 1, alineatul 6, a legii numărul 50/1991, dezvoltat mai sus. 3. Construcțiile edificate după data de 11-01-2017, pentru care rămâne aplicabil dispozițiile articolului 26, alineatul 5 și articolul 28, alineatul 6 din legea numărul 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție care dispun aplicarea sancțiunii și amenzii de desființare a lucrărilor de executate fără autorizație, eventual până la data la care se împlinește termenul de prescripție de 3 ani, existând beneficiul titularului construcției că dacă în acest interval de 3 ani nu se încheie un proces verbal de contravenție, să poată solicita procedura de emitere a deferinței certificatul de atestare a edificării construcției prevăzut de articolul 37, alineatul 6, a legii numărul 50/1991, cu care se solicită înscrierea în cartea funciară. Ținând seama de aceste modificări și dat fiind faptul că în activitatea curentă sunt întâlnite astfel de cazuri, a fost necesară elaborarea unui regulament care trebuie aplicat pentru punerea în legalitate a construcției edificatele cu nerespectarea legii. În conținutul proiectului de hotărâre au fost prevăzute condiții pentru emiterea adeverinței, certificatul de atestare, cuantumul taxei pentru eliberarea acestor, precum și modelul cadru al documentelor ce urmează a fi depuse de solicitanți și a celor care vor fi eliberate de instituție. În concluzie, dreptul de proprietate asupra construcției pentru care execuția lucrării s-a realizat fără autorizație de construire se poate înscrie în cartea funciară în baza unei adeverințe, unui certificat de atestare adificării, construcției și cu respectarea prevederilor articolului 37, alineatul 6, a legii numărul 50/1991, în forma modificată de legea numărul 7/2020, respectiv a prezentului regulament ce face parte integrantă din proiectul de hotărâre supus analizei și dezbatere în ședința Consiliului Local. Domnul președinte. Mulțumim, domnule primar, dăm cuvântul domnului președinte de specialitate, Brașcu, Rodica Mândură. Membrii Comisiei Juridice au studiat, analizat și au fost de acord cu prezentul proiect de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumim, domnule președinte. Dacă mai sunt înscrie pe marginea acestui subiect, doamna Romeanu. Cum se face identificarea acestor proprietăți care nu au autorizație de construcție și trebuie să intre în legalitate? Majoritatea o să vină singur. Singur, dar nu mă voi nesrezi nimeni. Iar, da, iar nu vreau să mai, dacă nu... Da, mi se pare că da, vorbim. Sunt favorabil. Da. Nu sunt mulți. Da. Sunt, dar nu sunt mulți. Să fie așa, da. Mai da. Dorește ceva să stai veșnic fără autorizație. Până la urmă trebuie să realizezi. Mă rog. Nu, dar asta e... Așa ar fi nezmama. Mai ales acum că am intrat în... avem acest proiect care stipulează și obligă totodată. Bine, mulțumesc. Mulțumim, domnule Acolo. Dacă nu e cineva care să mă scrie acest proiect. Mulțumim. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul de vedere din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației de avizare a autorului de intervenție a indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru obiectivul de investiție modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în Comuna Buciu, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții a Îngălsarinii, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli de finanțare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Doamne și domnule consilieri, după cum ați luat la cunoștință în data de 19 octombrie 2021, ați aprobat prin hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 52 cererea de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție modernizare prin asfaltare drumul de interes local în Comuna Buciu, județul Bacău. Comuna Buciu încearcă să obțină finanțare prin Programul Național de Investiții a Îngălsarinii. În urma adoptării hotărârii menționate mai sus, s-a încheiat contractul de serviciu numărul 4265 prin care Comuna Buciu, în calitate de achizitor, și SCE Ecomare SRL Iași, în calitate de prestator, au convenit la efectuarea serviciului de proiectare tehnică pentru obiectivul la care am făcut referire. Urmarea întocmirii documentației de proiectare pe care vă prezint spre studiu au fost întocmiți indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului și devizului general autorizat în sumă de 11.848.267,37 lei, din care de la bugetul de stat suma de 11 milioane și de la bugetul local suma de 848.267,37 lei, sumă despre care am făcut vorbire în articolul 4 al proiectului de hotărâre ca urmând a fi aprobată pentru finanțare de la bugetul local. Întrucât în perioada următoare vom completa documentația cu hotărârea pe care vă solicit să adoptați astăzi, vă rog analizați și aprobarea proiectului de hotărâre în formă propusă. Mulțumim, domnule președinte. Dăm cuvântul doamnei președinte la buget finanțe, doamna Andrei. Mulțumesc. Am studiat acest proiect propus de domnul primar. Toți membrii comisiei au fost de acord. Mulțumesc, președinte. Dacă sunt înscrie pe marginea acestui punct. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Aprobat. În totalitate, mulțumim.
Dăm cuvântul domnului primar pentru a-i expune punctul numărul 3 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de grăjit privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașile din comuna Buci, în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a solicitării de către Direcția pentru Agricultură Județeană a hotărârii de Consiliu prin care s-a aprobat amenajamentul pastoral al pașilor din comuna Buciu, documentație întocmită de grupul de lucru constituit prin ordinul prefectului județul Bacău numărul 80/2018, din care face parte și un specialist al Direcției Agricole Județene Bacău și un specialist din partea OSPA Bacău. La baza inițierii proiectului de hotărâre au stat actele normative apărute în perioada 2003-2018 cu privire la punerea în practică a strategiei naționale pentru organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pașilor, existând adoptate în acest sens mai multe ordine al Ministerului și al Ministerului Agriculturii, precum și ordonanța de urgență numărul 34/2013, respectiv norme metodologice de aplicare acestei ordonanțe. Amenajamentul pastoral pentru pașile din comuna Buciu a fost îndocumit cu întârziere, acest fapt datorându-se imposibilității de stabilire cu exactitate până în anul trecut a suprafețelor cu această destinație, suprafețe a căror nu avem document de proprietate, întrucât ordinul prefectului pentru atribuirea pașilor era doar pentru comuna Ștefan cel Mare în anul 1991. Dat fiind faptul că în anul 2021 s-a definitivat limita de hotar între comuna Ștefan cel Mare și comuna Buciu, s-a putut întocmi acest amenajament, care este documentul administrativ ce cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pașilor în conformitate cu articolul 1, litera A, din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență numărul 34/2013. Amenajamentul pastoral cuprinde situația teritorială administrativă, organizarea teritoriului, caracteristici geografice și climatice, vegetația, cadrul de amenajare, organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea pașiștilor, deschiderea parcelară și puncturi diverse. Modalitatea de administrare a pașiștilor aparținătoare unei localități se prezintă felul care se asigură managementul unei pașiști, respectiv administrarea, organizarea și exploatarea pașiștilor permanente. În acest scop trebuie să se utilizeze atât instrumente tehnice, juridice de specialitate, cât și instrumente de ordin financiar, fără de care nu ar fi posibil materializarea măsurilor tehnice și juridice. Regulamentul de organizare și gestionare a pașilor este inclus în amenajamentul pastoral, iar autoritatea contractantă are obligația de a include în acest amenajament, în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pașilor. De considerentul că lucrarea pusă la dispoziția dumneavoastră spre consultare îndeplinește condițiile pentru a fi aprobată, vă solicit dezbaterea prezentului proiect de hotărâre și aprobarea în consecință. În urma analizei conținutului proiectului de hotărâre, membrii din comisie au aprobat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă sunt înscrieri pe marginea. Comisie. Dacă nu se pune la vot, ce este pentru? Mulțumim. Iar acum punctul numărul 4 diverse, dacă e cineva și se înscrie la cuvânt, vă rog frumos. Dacă nu, declară ședința închisă.